Timpul își pune amprenta asupra blocurilor vechi din municipiul Târgu Jiu. Tot mai multe imobile se degradează de la o zi la alta, punând în pericol viața trecătorilor. Astăzi, tencuiala de pe un bloc din centrul municipiului s-a desprins, bucăți de beton și cărămidă decorativă picând de la etajul 7 pe trotuar. Un telespectator Tele3 ne-a trimis mai multe fotografii pentru a arăta pericolul la care sunt expuși trecătorii din cauza indolenței afișate de autorități. La scurt timp după ce incidentul a avut loc, angajații primăriei au curățat zona, mulțumindu-se să împrejmuiască perimetrul respectiv. Astfel, pentru a circula, pietonii au fost nevoiți să folosească partea carosabilă în acea zonă. Există însă și o veste bună. Blocul respectiv de pe strada Unirii a fost inclus într-un proces de reabilitare, primăria dând deja aviz pentru schimbarea fațadei.